Angajați din instituțiile aflate în subordinea Ministerului Muncii, membrii de sindicat, dar și persoane neafiliate organizațiilor sindicale au intrat de astăzi, 27 noiembrie, în grevă generală. Astfel, angajații de la mai multe instituții publice și-au suspendat activitatea pe o perioadă nedeterminată. În ciuda frigului de afară, astăzi de dimineață, angajații Casei Județene de Pensii Hunedoara au și ieșit cu pancarde în fața sediului instituției din Deva pentru a-și arăta nemulțumirile. Da, după două săptămâni de proteste în care se pare că vocea noastră n-a fost auzită sau nu a vrut să fie auzită, negocierile de vineri la nivel de Ministerul Muncii au eșuat, am hotărât să intrăm în grevă generală pe termen nelimitat, așteptând să vedem o următoare rundă de negocieri de miercuri ce va aduce. Să avem răbdare, ca de obicei. Răbdare, răbdare, răbdare. Și la negocierile din august ni s-a spus răbdare, două luni dați-ne la dispoziție. Le-am dat 3 luni și în continuare cer răbdare. Răbdarea noastră nu mai e. Angajații din acest sistem reclamă creșterea continuă a inechităților salariale, condiții de muncă precare și deficitul de personal, despre care spun că i-a determinat să acționeze pentru a obține schimbări concrete și sustenabile. O nouă rundă de negocieri între sindicaliști și minister ar putea avea loc miercuri, 29 noiembrie. Până atunci, greva generală va continua sub aceeași formă de întrerupere totală a activității. Reprezentanții sindicaliști de la Casa Județeană de Pensii Hunedoara spun că dacă greva va fi prelungită prea mult, plata pensiilor ar putea întârzia.